Festivalul Viei și Vinului din Vânjiu Mare, un eveniment cu tradiție în județul Mehedinți, a revenit anul acesta în calendarul cultural, iar joi seara s-a desfășurat un concurs de interpretare în cadrul celei de-a 32-a ediții. 10 tineri concurenți au urcat pe scena Teatrului de Vară din Vânjiu Mare, cu toții bine pregătiți, care duc mai departe cu mândrie zestrea populară, iar vineri a fost gala de premiere. Bună seara! Bine ați venit la ediția cu numărul 32 a Festivalului Viei și Vinului de aici, de la Vânjiu Mare, un eveniment care se organizează cu sprijinul primăriei orașului Vânjiu Mare, al Consiliului Local și cu coordonarea și în același timp cu directa implicare și susținere a Centrului Cultural Nichita Stănescu, instituție de cultură aflată sub patronajul Consiliului Județean Mehedinți. Muzică, joc și voie bună, pe toate le-am găsit la Vânjiu Mare, în cadrul Festivalului Viei și Vinului. În prima seară a avut loc un concurs de interpretare, acolo unde 10 concurenți au luptat pentru primul loc. După o pauză de 4 ani, spre bucuria publicului, primarul orașului Vânjiu Mare, Alexandru Mijeiche, alături de Consiliul Local, a organizat mult îndrăgitul festival. Venim după o pauză de 4 ani, ne-am gândit că dacă în această perioadă avem atâtea realizări bune, haideți, astă seară, cu revenirea celei de-a 32-a ediție a festivalului, să ne bucurăm de tot ce am făcut bun în această perioadă. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a participat la eveniment cu interes, bucurie și mândrie, pentru că la Vânjiu Mare este întotdeauna acasă. Ediția de anul acesta a fost bine organizată, motiv pentru care acesta l-a felicitat pe primarul Alexandru Mijeiche, Consiliul Local Vânjiu Mare, dar și pe colegii de la Centrul Cultural Nichita Stănescu pentru spectacolul de înaltă ținută, care a fost bine primit de publicul numeros din Teatrul de Vară. Bună seara tuturor! Mulțumesc, Sandu, pentru invitația de a fi în această seară la prima zi a Festivalului Viei și Vinului la Vânjiu Mare. Iată că a ajuns la ediția cu numărul 32. N-aș putea să spun exact de câte ori am fost aici, dar cred că în ultimii 20 de ani n-am lipsit niciodată. Felicit și eu organizatorii, în primul rând primarul, viceprimarul, consilierii locali, colegii dumnealor din primărie. Vă spun tuturor sănătate! Să ne vedem cu bine și în anii următori. Distracție plăcută pe parcursul acestor două zile și să vi se împlinească tot ce vă doresc dumneavoastră. Felicitări, Sandu, felicitări colegilor de dumneavoastră. 10 tineri concurenți au urcat pe scena Teatrului de Vară din Vânjiu Mare, cu toții bine pregătiți, care duc mai departe cu mândrie zestrea populară. Domnilor și domnilor, concurenții ediției cu numărul 32 a Festivalului Viei și Vinului, ediția 2023. Festivalul a fost un real succes, iar asta a spus-o publicul spectator, care a fost extrem de mulțumit de organizare, cât și de muzica bună din ambele zile. Foarte frumos, foarte frumos. Nu ne gândeam la așa ceva. Este pentru prima dată când veniți? A, nu. De multe ori, de când s-a înființat. Și totodată foarte multe tinere talente aici pe scenă. Da, da, da. Mulți tinere. Tinere. Să zicem că Mehedințiul are potențial la muzică populară. Da, da. Ce v-a plăcut cel mai mult? Tot. Ați venit să vedeți spectacolul de muzică populară? Și spectacolul și un grătărel și tot. E frumos. Deci vă place organizarea, să înțeleg. Da, da, da. Bucurie mare la toată lumea. Cum vi se pare acest eveniment? Frumos, de abia aștept să văd. Este pentru prima dată când veniți? Da, nu sunt de aici. De unde sunteți dumneavoastră? Moldova, din Iași. Alături de cetățeni prezente la eveniment au fost și numeroase personalități din lumea politică care au apreciat modul în care primarul orașului Vânjiu Mare, Alexandru Mijeiche, a realizat acest frumos eveniment, devenit deja o tradiție. În cea de-a doua seară de festival a avut loc gala de premiere, în cadrul căreia au fost desemnați câștigătorii, iar pe lângă o interpretare exemplară, un loc aparte l-a avut și portul popular pentru membrii juriului. Premiul al doilea a fost înmânat chiar de către prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, care a fost mândru de faptul că a participat la acest frumos festival. Premiul al doilea se oferă concurentei Păjol Elena.
pe care o felicităm cu căldură. Știm ce înseamnă această muncă, înseamnă mult talent, înseamnă sudoare, înseamnă emoții și multe eforturi. Și asta o știu din familie. Felicitări! Cele mai calde gânduri pentru dumneavoastră, un salut călduros, dragi locuitori ai Vânjului Mare și al localităților învecinate. Un loc important în cadrul evenimentului l-au avut costumele populare purtate cu mândrie și grație de interpretele care au urcat pe scena festivalului, astfel încât juriul a decis să acorde un premiu pentru cel mai frumos costum popular Anei Maria Răduică. Iar premiul i-a fost înmânat chiar de către președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, vădit emoționat, deoarece Vânjumare reprezintă orașul de suflet al acestuia. Bună seara, dragii mei vânjeni! Bună seara, stimați invitați! Emoțiile sunt mai mari decât la orice alt eveniment la care am participat până acum, pentru că atunci când vin la Vânjul, vin acasă. Și se vede, nu se vede, oare se simte, emoțiile mă copleșesc. Vă mulțumesc tuturor că ați venit într-un număr destul de mare la acest festival. Un festival de tradiție al zonei de sud a județului, tinerii noștri interpreți, care vin cu drag să cânte pe scena oricărui festival din județul nostru, pentru că toți sunt la început de drum în viață, tot încearcă să înceapă o carieră și sper eu ca prestația lor și premiile pe care le primesc aici la Vânjul Mare să fie un început bun în cariera pe care și-o doresc. Vă doresc tuturor multă sănătate și să disciplinați tot ce vă doresc dumneavoastră. Premiul întâi se acordă domnișoarei Răduică Andra Maria. O chemăm aici alături de noi. Premiul întâi al Festivalului Viei și Vinului, ediția 32-2023. Este dublă laureată, a câștigat de asemenea premiul pentru cel mai autentic costum popular. Primarul orașului Vânjumare, Alexandru Mijeiche, un om gospodar și mereu alături de comunitatea sa, a dorit ca pe lângă numeroasele investiții realizate în zonă să le ofere cetățenilor un spectacol de neuitat după 4 ani de pauză. Mă bucur din suflet că ați venit într-un număr așa mare. Vreau să salut prezența parlamentarilor noștri, a domnului prefect, a domnului președinte, a colegilor primari, a directorilor de deconcentrate. Vă mulțumesc din suflet că ați răspuns invitației și să știți că vă așteptăm întotdeauna cu mare drag. Așa cum am spus-o de fiecare dată, eu am fost, rămân și sunt un om de echipă și mă bucur din suflet când lângă mine am o întreagă echipă. Cred că am dovedit-o și în organizarea festivalului. Câștigătoarea trofeului festivalului este Medana Pârjan, absolventă a Liceului de Artă Ioan Ștefan Paulian și proaspătă studentă. Trofeul Festivalului Vii și Vinului, a 32-a ediție, Vânjumare 2023, merge la domnișoara Pârjan Medana. Felicitări, Medana! Seara a continuat cu recitaluri apreciate de publicul numeros prezent în Teatrul de Vară, Ionuț Tudorescu, Emilia Dorobanțu și Gelu Voicu. Evenimentul s-a încheiat cu un impresionant foc de artificii. Thank you.